Cabernet Sauvignon este unul dintre cele mai iubite vinuri pe plan internațional și strugurele cel mai plantat din lume, așa că merită atenția noastră într-un episod dedicat numai lui. Un episod în care alături de mine se află Mihai Nicolici, proprietarul magazinului Private Wine și în care vorbim despre Bordeaux, despre vinurile super toscane, ne aducem aminte de judecata de la Paris unde cabernetul de Napa Valley a surclasat vinuri de Bordeaux cu pretenții discutăm despre cele mai bune caberneturi românești și despre niște mâncăruri care merg mână în mână cu acest soi de vin. Sunt Geo Iordache, iar acesta este episodul 39 al podcastului Intervin. Înainte de a începe discuția despre cabernet, am să vă spun că Mihai Nicolit și magazinul Private Wine organizează pe 17 și pe 24 martie două degustări de cabernet. Prima cu internaționale, a doua cu românești. Dacă sunteți în București și vă interesează, găsiți detalii pe pagina de Facebook Private Wine. Revenim la Cabernet și am să încep spunându-vă despre el că e cultivat în aproape toate țările producătoare de vin, într-un spectru divers de climate, din Australia și Canada, până în nordul Africii. Cabernet Sauvignon a devenit recunoscut la nivel internațional prin importanța sa în vinurile de Bordeaux, unde adesea este amestecat cu Merlot și Cabernet Franc. Din Franța și Spania, strugurii s-au răspândit în Europa și în lumea nouă, unde și-au găsit noi căminuri în locuri precum munții Santa Cruz din California, Napa Valley, Golful Hawk din Noua Zeelandă, regiunea Stellenbosch din Africa de Sud, râul Margaret McLaren Vale și regiunea Cunawara din Australia, precum și Valea Maipo și Colceagua din Chile. În cea mai mare parte a secolului al XX-lea, Cabernet Sauvignon a fost cel mai plantat strugure de vin roșu premium din lume, până când a fost depășit de Merlot în anii 90. Cu toate astea, în 2015, Cabernet Sauvignon a devenit din nou cel mai plantat, cu un total de 341.000 de hectare de viță de vie la nivel mondial. Ca să aveți o idee mai clară, asta înseamnă 3410 km pătrați adică o suprafață de 15 ori mai mare decât a Bucureștiului. Timp de mulți ani, originea Cabernetului Sauvignon nu a fost clar stabilită și de aceea a generat multe mituri și presupuneri. S-a crezut că Sauvignon este derivat din francezul sauvage, care înseamnă sălbatic, și se referă la struguri ca fiind o viță de vie sălbatică originară din Franța. Până de curând se spunea că acest soi de struguri are origini străvechi, de pe vremea romanilor. Adevăratele origini ale Cabernetului au fost descoperite în 1996 cu ajutorul secvențierii ADN, prin care s-a determinat că soiul Cabernet Sauvignon este rezultatul unei încrucișări întâmplătoare, care a avut loc în secolul al XVII-lea, între Cabernet Franc și Sauvignon Blanc. Cabernetul este unul din cele mai răspândite soiuri de struguri. Din câte am citit, este cel mai cultivat și a tot schimbat cu Merlot locul 1, locul 2, dar acum se pare de până în 2015, cabernetul este din nou pe locul 1 ca suprafață cultivată. Ce îți vine în minte când te gândești la cabernet? Când mă gândesc la cabernet sunt câteva lucruri de spus. În primul rând că este, așa cum ai zis și tu, cel mai plantat soi pe cele mai mari suprafețe din lume. În consecință este un soi foarte influent și poate că o să discutăm de ce însă în opinia mea este soiul care poate face lucrurile mai bine în mai multe locuri decât orice alt strugure din lumea asta iarăși o chestie pe care aș vrea și pe care o cred cu tărie despre Cabernet Sauvignon este că de cele mai multe ori este prima impresie Cabernet Sauvignon este prima impresie pe care un iubitor, hai să spunem de vin și o face atunci când vine în casa viticolă a unei țări până să încerce soiurile și vinurile locale, va cere un cabernet sauvignon cu care are o istorie da? și pe care poate să-l să înțeleagă. În funcție de cum înțelege, în fine, și de nivelul lui de acceptare și nivelul lui de cultură, va judeca după aia tot ce va urma. Așadar, eu cred că ăsta, Cabernet Sauvignon, este un deschizător de, de uși și mai mult decât atât, cred că acest soi, Cabernet Sauvignon, a învățat o întreagă generație să consume și să îndrăgească vinul roșu. Cred cu tărie chestia asta. Deci Cabernetul e un fel de etalon. Dă-mi dă un Cabernet de la tine din țară ca să îmi dau seama cam cum tratezi vinurile, nu? Cam asta ar fi ideea. Da, este, da, este punctul de legătură, știi? Da. Adică eu am băut acasă la mine niște Cabernet, din Franța, din de unde sunt eu, n are importanță, ca să-mi dau seama cum e vinificația ta și cam la ce nivel te situezi și cum tratezi lucrurile, aș bea un Cabernet Sauvignon. Și după aia am da și vinul tău din soiul local sau eu știu cu tehnicile de vinificație specială. Acum, sigur, cabernetul este strâns legat de regiunea franțuzească Bordeaux, însă el a plecat de mult de acolo și și-a găsit Case primitoare și până în alte locuri. Iar italienii chiar știu că au un, ține, un capitol interesant din al vinurilor italiene, e legat de Cabernet. Aici mă refer la vinurile super toscane și poate ne spui câteva vorbe despre cum au apărut super toscane. Astea și cei cu ele, poate lumea a auzit, dar unii poate nu știu ce înseamnă. Super Toscane geo cred că putem foarte bine să le spunem că sunt niște vinuri revoluționare. Acum nu știu dacă neapărat vinurile sunt revoluționare, cât oamenii care le-au făcut și motivele care au uh, stat la baza creării acestor Super Toscane. Motivele sunt foarte simple. Uh, sigur, Super Toscane se referă la vinuri din regiunea Toscana uh, din Italia, o zonă celebră pentru vinuri în principiu pe bază de Sangiovese. Sangiovese, un strugure vechi, italian, extrem de expresiv și face niște chestii foarte faine. Cel din care se face Că... și celebru Brunello de Montalcino. Se face Chianti, se face Brunello, se... are denumiri, depinde de unde e în Toscana, să cheamă puțin altfel soiul și da, face da. Foarte, multe, foarte multe vinuri de foarte bună calitate. Însă toate vinurile, mai ales în zona Toscana, pentru a primi DOC-ul, adică denumirea de origine controlată, sau chiar DOCG-ul, care este și garantată, respectiv regulile pentru chianti clasico și așa mai departe, sunt niște chestii foarte stricte și riguroase. Câțiva oameni proprietari de vii și niște enologi s-au gândit însă că împreună cu sangioveze, dacă pun vinuri internaționale, în principiu din regiunea Bordeaux, pentru că regiunea asta a fost cumva o atracție pentru toți enologii din lumea asta. E explicabil atracția asta, firește, datorită istoriei și, mă rog, a calității vinurilor. În fine, deci încercând uh, să amestece Sangiovese cu uh, Cabernet Sauvignon, cu Merlot, eventual și chiar fără Sangiovese, doar Cabernet și Merlot, uh, pe teroarurile din uh, Toscana și-au dat seama că pot face niște vinuri Uh, mult mai incitante, mult mai uh, uh, impresionante de cele mai multe ori, Numai... apoi tehnica folosirii baricurilor, ceea ce în restul Toscanei nu se întâmpla absolut deloc, a făcut să apară niște vinuri mai vibrante. Doar că da, nu, este... primeau, nu primeau ștampilă, nu? Păi nu primeau pentru că... <laughs> nu. Uh cei tradiționaliști care, sigur, nici asupra lor nu vreau să punem vreo anatemă, pentru că Evident, da. au făcut și ei niște chestii foarte bune, dar tradiționaliștii nu înțelegeau și nu aveau de gând să accepte uh, folosirea altor soiuri, mai ales săstora internaționale, mai ales săstora franțuzești, uh, în vinul toscan. Uh, și atunci nu le-a dat voie să folosească decât denumirea maxim de vino da tavola, asta înseamnă vin de masă cea mai uh, de jos uh, clasificare, să spunem, din, uh, din zona Italiei. Aveau și ei o mândrie, uh, au zis, băi, vin francezii să ne învețe pe noi, sau strugurii. Uh, pf, da, însă, ce să spun, în momentul în care, în, la început anilor 70 s-a întâmplat, au apărut uh, uh, primele super toscane și au apărut în... Uh, Primul, de fapt, a apărut în zona Marema Toscana, asta este pe malul Mării Tireniene, în sud-vestul Toscanei, și s-a numit, se numește și în continuare, firește, Sasicaia. Produs de tenuta Sanguido, în apropierea satului Bolgheri, a fost și este în continuare un vin în stil Bordeaux, făcut din Cabernet Sauvignon, că totuși avem da. discuție despre Cabernet, și Cabernet Franc, Cabernet Franc, care, așa cum ai zis și tu, este toatele, părintele da. Geni da, asta cu părinte, hai să spunem genitor, că na, cu părinte nu știi dacă e bine sau nu. Da. Deci din astea două, da. Și pentru că au scos niște vinuri de super calitate, ei au început și de, de o de o consecvență a calității an de an. Vinurile astea s-au impus. În primul rând s-au impus pe piața externă, s-au impus și pe piața uh, internă și uh, cei care diriguiau până la urmă uh, partea asta de vin în uh, zona Toscanei uh, au acceptat să le dea o indicație geografică, o clasificare care se cheamă indicație geografică și mai mult decât atât, uh, în zona Bolgherii a apărut foarte târziu, este adevărat, și primul DOC Bulgari. Da. Care este cu uh, vinuri cu Cabernet, Cabernet și Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet și Merlot, Cabernet Franc uh, și cu Sangiovese. Oricum Însă... foarte foarte bun și numele, adică cuvântul de super da. super toscan, o mișcare de marketing extraordinară. Da, bineînțeles, asta a fost o mișcare de marketing fantastică pentru că mai ales pentru lumea anglosaxonă uh, era destul de greu să pronunțe și să rețină toate denumirile astea locale care, mă rog, nu sunt foarte complicate în Italia, dar mult mai simplu era să cunoască generic denumirea de Super toscan iar în engleză e ușor de zis Super Tuscan. Da, da. E cel mai simplu lucru de spus <laughs> și uh, aveau uh, certitudinea că un Super Tuscan este exact ceea ce le place, seamănă oarecum cu bordeaux și nu seamănă. Mă rog, uh, a fost o, o mișcare de marketing fantastică. Uh, mai trebuie spus ceva foarte interesant, că uh, marchezii d'Antinori, una din cramele foarte vechi din Italia, a făcut tot în perioada uh, de început a toscanelor un vin care se numește și în continuare există, Tinianello, uh, dar care inițial a fost o răscoală împotriva uh, regulilor foarte stricte din uh, din Chianti Classico. Adică ei, inițial au vrut să facă un Chianti doar din Sangiovese, adică 100% din Sangiovese. În Chianti Classico obligativitatea era să amesteci uh, Sangiovese cu niște soiuri albe și cei de la Antinori au zis, dar noi nu vrem să facem chestia asta și atunci să i dăm drumul să facem 100% din Sangiovese nici ei n-au fost lăsați să poarte denumirea de Chianti Classico, deși vinul era de excepțională calitate și atunci și ei au trecut vinul de tavola, și astfel Tinianelo, deși inițial nu conținea, uh, nu conținea soiuri străine, Tinianelo a fost considerat un super toscan. Da. Sigur, după aia, după aia uh, în uh, continuare s-au uh, folosit și Cabernet Franc și Cabernet Sauvignon, în fine. Uh, dar Tinianelo a rupt toate barierele posibile Și Sasicaia a făcut chestia asta Dar Tinianelo parcă mai mult A rupt toate barierele și a atras atenția a lumii Asupra vinurilor din Toscana În Toscana se făceau vinuri Din de calitate De Chianti s au auzise Dar mai degrabă ca vin de volum Și începând cu anii 80 a crescut interesul foarte puternic pentru vinurile toscane și de acolo și Brunelul și așa mai departe Deci iată ce, ce rezultate Spectaculoase au ieșit din lupta Modernului cu da. Tradiționalul uh, Și tot da. o lupta a modernului Cu tradiționalul uh, A fost în uh, 1976 Când uh, Vinurile din California Au dat uh, să zic Hai să nu spun o palmă Dar un bobârnac tot au dat uh, Vinurilor de Bordeaux în celebra judecată de la Paris. Hai să vorbim un pic și despre da. subiectul ăsta, că acolo s-a întâmplat o chestie care a zguduit un pic lumea vinului. A zguduit-o din toate punctele de vedere. Odată că a zguduit-o în Franța, ceea ce nu s-a aștepta nimeni. La e acasă. Uh, da. Și, da, și a zguduit-o și în, uh, în Statele Unite, mai ales în California. Da? Uh, în California... Din, sigur și până atunci poate, dar din momentul ăla cu atât mai mult uh, Sauvignon, Cabernet Sauvignon și Chardonnay au devenit un fel de uh, știi, eu o, o vorbă Acum nu știu dacă e glumă sau nu e glumă Eu am citit-o în cartea lui Oz Clark Asta Oz Clark on Wine da. Așadar nu sunt sigur că nu e glumă Pentru că asta face o mie de glume Dar treaba este interesantă Spune el așa Dacă întrebi majoritatea americanilor Ce culoare are vinul roșu Răspunsul o să fie Cabernet Sauvignon <laughs> okay. Și respectiv Ce culoare are cel alb Chardonnay Da, da? Deci iată că din momentul ăla, faptul că un Cabernet Sauvignon a câștigat locul întâi în fața unor francezi cu tradiție și respectiv un Chardonnay în fața acelorași francezi cu tradiție, da. a făcut ca pentru americani totul să însemne Cabernet Sauvignon, respectiv totul să însemne Chardonnay. Sigur, asta era atunci, între timp s-a mai nuanțat puțin. Da. Dar ce s-a întâmplat atunci? <coughs> Ăsta Steven Spurie, care era. Um, un Este, mă rog, atunci era comerciant de vinuri. A, a, a murit acum un an, mi se pare, sau un an și ceva, deci. Uite, bă, asta da, nu știu. Da, 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 da. Okay, da, da. Deci, bun, hai să o luăm așa. Da. Deci, uh, Steven Spurie, un comerciant englez de vinuri, cu bazat în Franța, uh, a făcut o degustare, sigur că omul nu a urmărit sau. Să zicem că n-au urmărit, nu avem nicio, nicio dovadă că ar fi urmărit să aducă vinurile americane și să le așeze deasupra astora franceze. Pur și simplu a fost o mișcare uh, de marketing, dar pentru uh, businessul lui. Păi el vrea să-și da, să promoveze magazinul, să atragă atenția asupra să lui. Să-și promoveze da. magazinul. Bun. Uh -huh. Și atunci a făcut o comparație, a pus niște... Uh, degustători francezi, niște oameni specializați în, în, interpretarea și în degustarea vinurilor, să facă o degustare în blind cu vinuri americane și franțuzești, de vârf cel puțin astea franțuzești. Bine, și el uh, se aștepta ca vinurile franțuzești să câștige fără nicio discuție. Absolut, da, nu era nici cea mai mică, uh, cel mai mic dubiu în capul vrunuia că uh, francezii nu vor câștiga. Era aproape o certi era aproape o certitudine. Ca, ca, ca dovadă, uh, te întrerup un pic. Uh, ei au invitat presa, numai că lucrurile erau atât de puțin interesante, uh, toți fiind convinși că o să câștige francezi încât a venit un singur jurnalist la toată distracția. Da, 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 da. da. Era ca și cum la o cursă de cai fugea și un măgar știi? Da, da. Da, era clar că o să câștige calul. Da? Da. E, iată că uh, aici a fost o, o, un cutremur puternic cu tremur ăsta eu zic însă că a făcut bine tuturor. Francezii căpătaseră o aroganță, producătorii de vin, da? păta da. Căpătaseră o aroganță că sunt cei mai buni, că Bordeaux e meca tuturor în ce privește vinificația și așa mai departe, încât au ajuns la o autosuficiență. Ei n-au mai făcut nimic nou în vinurile astea, bazându-se pe faptul că dacă toți suntem cei mai buni, da. Ce o stare să ne complicăm existența mai departe. Și iată că au venit din spate americanii, care, bineînțeles că, inițial, au făcut în California niște cabernet-sauvignonuri care să semene cu stilul bordocă. Peste tot în lume s-a întâmplat asta și era normal să fie așa. Da. Absolut, este un reper. E, dar la un moment dat și-au dat seama că pe solul lor, pe teroarul lor, pot să facă niște vinuri mai diferite în principiu decât cele franțuzești și mai plăcute. E, iată că, contrar tuturor așteptărilor, stag slip uh, Cask 23, pentru că aici e o chestie, uh, producția anului 1973 a uh, surclasat, da chiar a surclasat uh, monștrii gen uh, Chateau mouton Rothschild, uh, Chateau haute adică niște Bă, niște fost, crame da, 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 nu te prea atingeai de ele sigur că în, ce, în primele 10 uh, au fost vreo 5 americane inclusiv ăsta care a câștigat uh, premiul, da? da, da e, uh, nu numai că a câștigat, asta să spunem, că a câștigat acolo, bine a făcut, să fie sănătos, francezii s-au scuturat un pic pentru că nu revenea să creadă și din momentul ăla au început să uh, mai aducă și ei niște îmbunătățiri stilului de vinificație și să mai găsească niște soluții, dar uh, stilul lui uh, ăsta, lui Steg Sleep, uh, mai corpolent, mai rotund, pleznind așa de fructe roșii și negre, cu mai puține nuanțe vegetale decât ăstea din Bordeaux, a atras atenția. Și a atras atenția, în primul rând, americanilor. Și cam asta a fost tot ce își doreau în momentul la cramele californiene. Pentru că, în scurt timp, aproape toate, majoritatea, adică aproape toate vinurile din zonă adoptau stilul ăsta. Stilul ăsta care, peste ani de zile, a ajuns să fie cunoscut ca stilul de Napa Valley, spre exemplu. Da, da. da. Deci putem spune că Cabernet nu a pus oarecum America pe harta vinurilor, sau în fine, California cel puțin. Cabernet, Cabernet Sovignon a pus California, a deschis ușa Californiei, da. către California, sau ușa Californiei e cel mai bine așa, da, pentru da. restul pop populației. Da. Și ei au început să se uite cu respect, adică nu era doar așa, e, americanii e, băutori de Coca-Cola sau ce mai erau ei. Uh, uite că se pot face niște chestii spectaculoase și iată, așa cum spuneam și la început și cum am zis că o să mai spunem, uh, Cabernet Sauvignon și-a făcut de data și de data asta treaba, adică uh, a făcut uh, cunoscută regiunea din care a provenit uh, către restul lumii, știi? Și pentru că tot vorbim de restul lumii, Cabernetul are rezultate bune și în uh, alte părți, adică uh, din câte știu, se cultivă cam în toate țările care cultivă struguri. Poate pe, pe, pe scurt, așa să trecem și prin alte zone din lumea nouă, în special, unde se cultivă cabernet? Cum am spus eu, la un moment dat, majoritatea, dacă nu toți enologii din lumea nouă, sigur nu numai, dar din lumea nouă sau școlit și au experimentat în locul cel mai dorit de toată lumea, și ăsta era Bordeaux, da? da. E, în Bordeaux au dat de câțiva struguri. Pe malul stâng de Cabernet Sauvignon, dominant și sigur Cabernet Franc, Petit Verdot, Carmenere și Malbec. Pe malul drept, dominant Merlot. Dar ăștia care au ajuns pe, ca pe malul stâng, acolo unde erau, unde sunt, și acum apelațiuni gen Margot, da, iarăși da. Medoc și așa mai departe, grav s-au întâlnit cu, Pinot, cu Cabernet Sauvignon, pardon, eu să zic Pinot Noir și asta era blasfemie. <laughs> da? Bun. <laughs> Ușurința cu care au văzut că se poate cultiva soiul ăsta, coaja lui groasă, coacerea mai târzie puțin, o rezistență bună, moderată, nu excesivă, dar bună la căldură, și toate caracteristicile aromatice, potențialul de învechire și așa mai departe, toate astea au făcut din Cabernet Sauvignon principalul candidat pentru viticultură în țările de origine ale respectivilor inologi, Da. Sigur că în America de Sud, în Australia, mai puțin în Noua Zeelandă, și acolo e un pic, dar mai puțin, ca acolo Pinonoaru este totuși rege, sau în Africa de Sud, în toate din zonele astea, Cabernetul este intrarea și urarea de bun venit pentru viticultura locală. Da. Adică în Chile știm acum cu toții că uh, carmenere este cumva soiul care face furori în Chile și cu care ăștia se laudă foarte tare. E, da. Dacă te duci în Chile până să înțelegi și nu știi mare lucru despre carmenere și până să înțelegi cum e cu carmenere, ăsta parcă Cabernet Sauvignon nu face trecerea un pic mai lină, știi? De la... Și atunci vezi cam cum te raportezi față de cabernetul tău și uh, carmenere vine cumva natural. Asta e cel puțin părerea mea. La fel și cu malbecul în Argentina. Da, malbecul în Argentina da. este soiul care uh, îi reprezintă, sau zic ei, așa că îi reprezintă și bine fac. Și atunci uh, când te duci acolo, hainele la o friptură de vită că au cu ce, uh, și băgăm și un cabernet Sauvignon. A și dacă e așa ca cabernet Sauvignon ul hai să văd și malbecul. Cam astea <laughs> sunt succesiunile logice, da, știi? Da. Pe da. de altă parte, în Australia, da. e un, era un flăcău care se numea Max Schubert, ăsta care a făcut celebrele Penfolds Grange. Da, da. Ca, și Ca O poveste. Da, da le-a ascuns. Inițial, Max a căutat să vinifice Cabernet Sauvignon. Și el a fost în Bordeaux și el a văzut ce se întâmplă acolo și a vrut să facă în Australia Cabernet Sauvignon, cam așa cum a văzut el în Bordeaux. Doar că n-a găsit uh, strugurile și atunci a... Efectiv a zis că a folosit și el ce a găsit. întâmplător a găsit și raz, da? Da. Dar inițial omul a vrut să facă Cabernet Sauvignon. Deci tentația inclusiv în, în Australia a fost de a face Cabernet Sauvignon. Sigur, acum se face Cabernet Sauvignon în Australia, mai ales în Margaret River și în Hunter Valley. Da. Și razul reprezintă iarăși cumva fanionul vinurilor roșii din Australia, știi? Da, da mai vorbim de Africa de Sud, că de Noua Zeelandă se plantează și acolo, dar nu face mare uh, mare lucru. Noua Zeelandă este și un pic mai rece totuși decât Australia ca și climă, da? da Influența da. oceanică e destul de puternică, mă rog. În fine, în Africa de Sud orice vin mai te doamne ajută de acolo, era la un moment dat uh, în legătură cu Cabernetul. Fie era 100% Cabernet, fie era Cabernet și altceva. Uh, Însă vinurile mai reprezentative, mai uh, cunoscute, mai apreciate, cum ar fi, spre exemplu, cele de Niederburg, uh, erau Cabernet Sauvignon și dominate erau de Sinso. Da. Sinso, un, iarăși un soi francez care, mă rog, se pare că în Africa de Sud, nu sunt foarte sigur, să nu, sper să nu zic vreo aiurelă, dar uh, în Africa de Sud aducea puțin echilibru și dădea chiar culmea ceva structură cabernetului, știi? Da, da, da. Um... Am, am citit undeva că, în fine, așa consideră unii, uh, cabernetul era acuzat că ar fi un, un colonizator și că ar fi înlăturat soiuri locale uh, unice care na, nu s-au mai dezvoltat sau nu au mai fost plantate din cauza cabernetului. Cum ți se pare uh -huh. <laughs> ideea asta? Nu, nu. Nu, 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 nu. Poți despre Cabernet Sauvignon să zici uh, mai multe lucruri. Sigur, unii pot spune că este băiatul ăla foarte sportiv, frumușel, așa, talentat, popular, știți, da. din curtea școlii. Da. Alții, din contră, să-l considere un bătăuș, un dominator, uh, prea bombastic și așa mai departe, o brută, așa, cam fără nuanțe. Uh, dar totul depinde de perspectivă. Sigur că foarte multă lume spune că atunci, unde, acolo unde se duce Cabernet Sovignon, nu, nu ia prizonier, știi? Asta e o metaforă, firește, că nu chiar așa, știi? Da. Este, este cel mai îndrăgit soi din lume în momentul ăsta? Depinde, sigur, pe cine întrebi. Da, este cel mai plantat, de departe cel mai plantat. Și asta înseamnă că e popular, că dacă nu era popular și n-ar fi dat rezultate, nu-l plantau, da? E, și bineînțeles că odată cu această popularitate și așa, apar și haterii de serviciu care poate să spună despre cabernetul ăsta absolut orice. Cert este că pentru țări mai ales mai puțin cunoscute pentru vinificație, din păcate, trebuie să spun că aici ne situăm și noi, fără aportul cabernetului, soiurile locale sau tehnicile de vinificație, teroarul extraordinar și așa mai departe, ar fi rămas niște mențiuni pur și simplu trecătoare sau așa, într-o eventuală carte de istorie a vinului dacă cineva ar fi scris-o. Deci, n-ar fi, fi putut să, să iasă mai departe. În, în niciun caz, Cabernet Sovinionul nu a omorât soiurile locale. În ce privește în România, de asemenea, ca să arătăm... Cât de șmecher e feteasca neagră și spun chestia asta fără niciun, fără nicio urmă de ironie asta cu șmecheră. Chiar e un soi șmecher, da? Așa, pe de altă parte, ce elegant e sau negru de răgășan, ce sprințar, avem nevoie de Cabernet Sauvignon, avem nevoie să arătăm, bă, noi putem să facem un Cabernet Sauvignon de calitate asta și acum hai să vedeți și feteasca neagră, ca să înțelegeți ce-i cu ea, știi? Adică uh, Cabernet Sauvignon poate atrage atenția cuiva asupra acestor soiuri locale, știi? Poate să le ridice, până la asociere, da. Și, băi, avem câteva exemple realmente uh, extraordinare în punctul de vedere. Adică, și acum o să fac un pic de... Uh, o chestie la, de, care o să primesc, de la care o să-mi primesc în jurături, dar, în fine, poate o dregem într-un fel, uh, că nu o să pot să-i spun pe toți, o să spun doar câțiva care mi se par mie mai importanți. Nu, 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 e uh. foarte bine. Hai să dăm exemple. Uh, pe mine mă enervează emisiunile sau podcasturile la unde totul e politică, corect și nu se dau absolut. nume de genul o anumită rețea de socializare. Zi, domnule, pe față, Facebook. Hai, hai cu exemplu. Absolut, exemplele. dar asta, a, a, asta, absolut. Însă ideea este că nu o să pot să-i spun pe toți că -ar putea să nu avem timp suficient. Dar în orice caz, ce cred eu că este foarte important este, sunt vinurile de la Davino, uh, Flamboyantul și Domeni Ceptura Ruj, care ambele sunt cupaje de Cabernet Sauvignon, Merlot și fetească Neagră, vinuri cu o notorietate bine meritată și cu o constanță în calitate de atâția ani de zile au devenit un, soi, un niște vinuri fanion, trebuie să spunem asta, deși multora nu le place, dar asta e adevărul. Pe de altă parte, o gamă nouă, tu poate că știi de ea că am mai prezentat-o a lui Justinu Rucu, de meter se numește gama de vinuri, ea mai, a mai făcut și gluma asta, care mie îmi place, se numesc IUSO. Și asta înseamnă Justin Rucu Super Oltenești. Asta e răspunsul românesc sau la, oltenesc, nu? La, la, Super Toscane. Un fel de Super Toscane, da? Și are acolo, spre exemplu, un vin care mie îmi place teribil de tare și care este Cabernet Sauvignon cu negru de drăgășani. De da, deci vreau să spun că aceste vinuri vinurile astea prin cupajare cu soiurile locale aduc în imaginea oamenilor soiurile locale. Sau, Crame pe cum uite, Petrovaselo, care are uh, PV Grand Cru și Ovașu, care sunt, de adevărat, cabernet cu Merlot, așadar, uh, să zicem, vinuri tip Bordeaux, da? uh, fac trecerea și deschid ușa către Melgis, spre exemplu, care este o fetească neagră total Petrovaselo. Adică vin, gust cabernet Merlot, ele sunt de super calitate și după aia când vine și feteasca neagră, deja am imaginea calității pe care o aștept. La fel, bon de la Licorn a făcut de Gabi Lăcureanu, cel care a primit de la Decanter Aur, a fost primul vin roșu românesc, dacă nu mă încurc, care a primit 95 de puncte și medalie de aur și care a deschis, cum să spun, apetitul unor clienți, da, către vinul Licorna către gama Ano, în care împreună cu un cabernet impecabil, mă rog, un merlot foarte uh, spectaculos, a fost și feteasca neagră Ano, care din punctul meu de vedere este una din feteștele negre minunate ale uh, momentului ale țării astea, știi? <laughs> în fine, e clar că la știrbei așterne covorul pentru Novac și pentru Negru, adică vinurile de calitate de la Știrbei. La fel la Bauer. Cabernetul de Bauer, care este un cabernet foarte plin, așa, cum să spun, deschide ușa către fetească neagră a lui Bauer. Și sunt multe, da? Drept pentru care eu cred că în România cabernetul este un câștig, nici pe departe nu este o problemă. Geo, trebuie totuși să fac și cuvenita precizare că șansa noastră sunt soiurile locale. Fetească neagră în principiu, novac să spunem, fetească regală dacă discutăm de albe, sigur nu doar astea ci și altele, dar ca să nu ne împrăștiem așa uh, atenția mai bine le facem întâi pe astea cunoscute și să devenim și cunoscuți pentru vinuri de calitate nu doar pentru un Pinot Noir ieftin și bunicel și respectiv pentru un Pinot Gris la fel. Adică eu cred că trebuie să facem asta. Câteva cuvinte despre taninii puternici ai Cabernetului. Strugurele în sine e foarte mic, cu pieliță groasă și sâmburi mari. Asta duce la o proporție mare de tanini, mai ales atunci când strugurile are o perioadă lungă de macerare pe pielițe. De exemplu, un Bordeaux, patria Cabernetului, perioada tradițională de macerare era încă din secolele trecute de 3 săptămâni. Asta le dădea suficient timp proprietarilor și vinificatorilor să închidă crama și să-și ia o mică vacanță de vânătoare. Însă asta ducea și la vinuri foarte taninoase, care aveau nevoie de ani de zile ca să ajungă la maturitate. În ziua de azi, producătorii care vor să aibă un cabernet bun de băut într-un an doi, reduc macerarea la doar câteva zile. Una dintre săturile cele mai cunoscute ale cabernetului este afinitatea pentru lemnul de stejar. Fie în timpul fermentării, fie în timpul învechirii la butoi. Lemnul îndulcește taninii și împrumută vinului arome de vanilie și condimente, care se completează bine cu aromele lui native de afine și tutun. Datorită succesului amestecurilor de bordeaux făcute în baricuri de 225 de litri, acest tip de butoi a ajuns unul din cele mai populare în întreaga lume. Bordeaux e considerat locul de origine al cabernetului. 60% din cabernetul produs în Franța vine de acolo. Iar producătorii din întreaga lume au încercat constant în ultimele două secole să reproducă structura și complexitatea vinurilor de Bordeaux, care sunt un etalon. Regiunea Bordeaux e strâns legată de cabernet, deși vinurile de acolo sunt rare ori făcute exclusiv din cabernet. Amestecurile se fac de obicei cu cabernet franc, merlot sau Syrah. Decizia de a face cupaje a fost încă de la începuturi dictată de necesitatea financiară. Clima imprevizibilă din Bordeaux în secolele 17 XVII și 18 nu garanta recolte bune în fiecare an, așa că producătorii se asigurau plantând mai multe soiuri. În timp au descoperit că fiecare din caracteristicile soiurilor de struguri poate îmbunătăți calitatea unui amestec. Cabernetul a fost dintotdeauna considerat o bază, o coloană vertebrală care oferea structură, aciditate, tanin și potențial de învechire. Aromele rotunde ale merloului aduceau un pic de fruct, iar Cabernet Francul oferea arome suplimentare buchetului. Dacă e să vorbim despre învechire, eu cred că termenul ăsta de învechire s-a inventat pentru Cabernet Sauvignon. În principiu, dacă nu poți să faci un Cabernet Sauvignon să, evolu să evolueze până în vechire, tu ca enolog sau așa, fie ești ghinionist, fie... mă rog, altele, da? Uh... Pentru învechire, că trebuie să spunem și chestia asta, sunt necesare câteva condiții. Da? Pentru, totuși, pentru a, ca un vin să se învechească frumos, sunt necesare câteva condiții. Să aibă fie o aciditate foarte ridicată, care pe măsura învechirii să nu scadă sub o anumită valoare, astfel încât vinul să devină plat, sau să aibă un alcool foarte ridicat, un procent de volume alcoolice care să fie foarte ridicat, astfel încât de asemenea, prin învechire și prin oxidare, la un moment dat, pe lângă faptul că trebuie să conserve vinul, să aibă și acel zvâc alcoolic, că dacă dispare ăsta nu prea mai are sens, sau un nivel de zaharuri foarte ridicat. Zaharul este un conservant și atunci, de asemenea, vinurile dulci se conservă și nu în ultimul rând, ceea ce este în cazul Cabernet Sauvignonului foarte, foarte important, taninurile. Taninurile sunt puternice în Cabernet Sauvignon și sunt din abundență. Are o coajă foarte groasă, boaba nu e foarte mare, în coaja aia se lăfăie taninuri până la Dumnezeu. Una peste alta, Cabernetul este un candidat perfect la învechire. Da? Perfect. Bun, am vorbit despre câteva cupaje care merită remarcate, cupaje care conțin Cabernet. Dar hai să vorbim un pic și despre uh, vinuri exclusiv cabernet, uh, care sunt notabile și care sunt făcute în, uh, în România. Ce, ce ai putea să remarci aici? Uh, Geo, sunt multe. Uh, o enumerare nu poate să fie exhaustivă, cu siguranță. Precis omit câteva, o să văd asta după ce apare episodul <laughs> în telefoane. Uh, dar ce vreau să spun sunt așa. De departe, în opinia mea, uh, soare. Cabernet Soare de la Vinarte, în primul rând, are o istorie suficient de lungă și o constanță în calitate, ceva, așa, care îl scoate din, din, din nota obișnuită. Da? Niște premii deci, din soare de la sau, final, niște Și multe premii, sigur că fi, da. Mai al... da, da. Acum, soare are și chestia asta că se poate face uh, o verticală cu foarte mulți ani și poți să vezi evoluția vinului, e, dar impresionant. Deci, în opinia mea, Soare de la Vinarte este un cabernet notabil, da. fără discuție. Mai el la serve un vin care se cheamă Cuvea Alexandru. E un vin enigmatic, inițial, nu mai știu acum ce s-a întâmplat cu el, dar știu că a fost dintr-o plantație care a fost scoasă, o plantație veche, un cabernet senzațional și el, cel care o deținea, că nu era, am înțeles, proprietatea lui Serve, a, a scos-o. Da, un, un vin splendid. Sigur, am precizat mai devreme de licorna cu gama Ano, un Cabernet Sauvignon rafinat, puternic, elegant în același timp, adică toate, sigur, taninuri până la Dumnezeu, <coughs> știrbei cu ediții, foarte multe ediții rezerva, asta înseamnă um, o vechire mai mare, mă rog, la o maturare, pardon, o vechire mai mare, decât altele, în fine, sau simple, arată o calitate incontestabilă a acestor vinuri și o tipicitate foarte frumoasă a vinurilor de la, de Știrbei. La Spuneam mai devreme de Bauer, ca să rămânem în aceea zonă, aș putea spune despre cabernetul de lui Bauer că este un vin plush, Plaș este o vorbă adusă de Parker în lumea vinului și înseamnă un vin catifelat, amplu, opulent, chiar, dar în același timp subtil. Știi? Da, adică da. Sigur, nu vreau să uit cabernetul etichetă roșie de la Oprișor, care la rândul lui este un etalon în ceea ce privește soiul ăsta din România. Paul Fulea de la Histria a făcut uh, Nicolaus Roșu, gama lui de omagiu, uh, dintr-un Cabernet Sauvignon maturat în baric, 413 zile, că asta nu o să o uit, așa, un vin care a devenit spectaculos. Dar pe de altă parte, mai sunt și niște vinuri care n-au atât de mult, cum să spun, pompă, și uite, unul din ele este roșu de Petrovaselo, un vin zglobiu ușor de înțeles și de plăcut pentru toată lumea. Spuneam la început că uh, Cabernet nu a făcut uh, o generație întreagă să înțeleagă ce înseamnă să bei vin roșu. Eu cred că uh, roșu de Petrovaselo și încă alte câteva vinuri, dar dacă tot l-am uh, spus pe ăsta, uh, roșu de Petrovaselo este genul de vin care te face să-ți placă vinurile din Cabernet Sauvignon fără niciun fel de discuții. Așadar, iată că avem cu ce, e clar că avem cu ce. Sigur că avem și hateri, că de ce n-am avea hater, nu? Normal, peste tot. Simt. bineînțeles, ar fi și păcat să ne lipsească chiar nouă hateri, da, la care ne pricepem teribil. Haterii hateri ăștia pun vinurile astea românești în paralel cu fie cu vinuri mari din Bordeaux sau în fine din alte zone ale lumii sau cu vinuri mai ieftine, în principal când n-aș vrea să fiu așa, să acuz Iurea, dar în principal sunt importate de ei și atunci sigur că există un interes puțin altul. Așa. Și le pun în comparație cu ale noastre. Și sigur că niciun vin din România nu se poate pune în momentul ăsta cu vinurile din Bordeaux. Niciun vin din alte zone nu se poate pune cu vinurile din Bordeaux. Și nici nu știu dacă ar trebui să facem această comparație. Iar în ce privește prețurile mici, noi suntem încă la început de, de vinificație de calitate, drept pentru care sigur că vinurile din România pot să fie un pic mai scumpe decât vinurile de afară care au o istorie și care au câteodată subvenții și așa mai departe și nu cred că ar trebui să facem această paralelă. Ar trebui să judecăm vinurile după ceea ce pot să dea vinurile respective. Și din punctul său de vedere, Geo, eu mă mândresc cu astea românești atunci când mă surprind plăcut. Și o cam fac, să zic. Avem echipă, avem valoare, cum s-ar zice. Oh, avem da? echipă, avem valoare, da. Din echipă ne mai lipsesc câteva chestii, dar mă rog. <laughs> da, da. Dar okay. putem să spunem că avem, avem ceva valoare și pe uh, vinuri, sau în fine, pe soiuri străine. Sigur că da, pe cabernet cu siguranță și pe altele. N-aș vrea să încheiem uh, fără să vorbim un pic despre asocierea cabernetului cu mâncarea. Da. Adică să încheiem frumos, așa, cu să ne facă poftă. Așa, 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 așa. Tot ceea ce este puternic se pretează la asociere culinară cu Cabernet Sauvignon. Acum aș vrea un pic să fac o paranteză. Nu numai lucrurile puternice culinare se asociază cu Cabernet Sauvignon, ci și, noi am mai vorbit chestiile astea așa și în particular, Uh, ci și muzica se mai puternică se asociază cu Cabernet da. Sauvignon. Dar să nu intrăm, că mai cred că durează trei ori. Uh, Vită, vânat, coaste, uh, barbecue cu tot cu sosul la dulceag, gulaș, tocane grele. Dar documentându-mă așa cât de cât, uh, pentru episodul ăsta și în general nu numai pentru episodul ăsta, pentru că noi trăim într-o lume care nu mai este unii sau bidimensională, ci are mai multe nuanțe, lucrurile se diversifică și, spre exemplu, un bordo de malul stâng, așadar cu preponderență de Cabernet Sauvignon, din Medoc sau Graf sau Pesac Leonia, asociat cu un somon sălbatic de Alaska, o să spun imediat ce cu el, cu linte în vin roșu. Asocierea asta este spectaculoasă. Somonul ăsta de Alaska, somon sălbatic de Alaska, are o textură mai puternică, are o grăsime, are grăsime puțin mai multă decât ăștia de uh, cultură din, uh, din, Europa. Așadar, este o carne mai puternică. Dar, iată ce e interesant, că ieșim din paradigma aia vin alb cu uh, carne albă, vin roșu cu carne roșie, da? Uh, da. Avem uh, somonul care, mă rog, să spunem că e roze, da? un pește pe care îl asociem cu un vin roșu culmea, cel mai taninos vin din toată gama de vinuri roșii, știi? Asta ar fi o variantă. Sau, coaste de miel în crustă de piper. Iarăși, piperul care este o chestie aromatică, ce o găsim și în Cabernet Sauvignon, împreună cu coastele de miel și cu vinul respectiv, și o asociere foarte bună. Și asta mi se pare senzațională. Am și încercat-o și când am citit chestia asta, mi-am adus aminte că am, că am încercat-o. Fetucine cu afagra și trufe. Deci sunt niște paste cu, firește, foagrau de la săraca gâscă, sau da. rață, pardon, așa și trufe. Toate astea combinate cu Cabernet Sauvignon e o încântare, e o nebunie, știi? E o, o, o plăcere așa pe care... Și poate și simplă, că nu-s greu de gătit astea, așa, dar... dar sunt niște ingrediente foarte parfumate și uite, cabernetul le ține piept. Da. Însă, indiscutabil, cabernet Sauvignon se potrivește cu vită. Și atunci, o chestie care nu-i greu de făcut, <coughs> un turnedot de vită cu tocană de legume, este un joker pentru majoritatea stilurilor de cabernet. Adică dacă am cabernet de, nu știu, Chile sau de Australia sau de oriunde ori fie și folosesc acest turnedo de vită cu tocană de legume, sigur se potrivește, nu are cum să se potrivește. Pur și simplu cabernet sovinionul înseamnă taninuri puternice. Și ca să le da. pui la treabă taninurile astea, te folosești de vită, n-ai altă soluție. Sau vânat, sau, mă rog, da? Deci, înțeleg că nu, ca Bernetul ține piept sau, nu știu, poate nu ține piept, se înfrățește bine, da? Cu niște ingrediente din mâncare destul de puternice, adică ai pomenit trufe, ai pomenit piper, ai da. pomenit uh, foagra. Știi că discutam uh, cu Liviu Lambrino o trecută că da. uh, cele două cei doi parteneri trebuie să se susțină unul pe altul și să nu și ia fața, știi? Exact. De, cu aceste mâncăruri grele care s ar, ar lua fața oricărui vin, da? mă rog, nu chiar oricărui, că mai sunt câteva care pot să-i facă față. Dar uh, da. ca să nu să suie preparatul și să fie dominant, e nevoie de un vin puternic, așa cum e cabernetul. Să vin eu. Da, da. Uite, o concluzie, o concluzie bună, și uh, o altă concluzie pe care aș trage eu în urma episodului și în urma discuției, de fapt, pe care am făcut-o. Ar fi că acest cabernet sau nu este nici pe departe acel bully sau nu. băiat rău de care spuneai. L-aș vedea mai repede pe un tip, pe, ca un tip, nu știu, stilat, elegant, cu care băieții vor să fie prieteni, iar fetele ar vrea să-l prezinte mamelor. Da, da, da. da deci, da. <laughs> un, un vin cu care nu-ți nu -ți e rușine să fii văzut la masă. Uh, nu, dar depinde foarte Da, e adevărat asta, dar depinde foarte mult Și cum te raportezi tu la el Pentru că dacă te lași dominat De acest vin Te va domina cu siguranță Ideea este să Că dacă nu te lași dominat, el este perfect elegant Și frumos, dacă te lași însă dominat de el Nu are scrupuri Și te domin, adică e clar A Ajuns sub masă da, 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 da Mihai, mulțumesc mult pentru discuție Cu drag, Joe Dacă ți-a plăcut episodul, dă un rating sau un coment acolo unde asculti. Și spune și prietenilor, chestiile bune trebuie împărțite și cu alții. Sunt Geo Iordache și până data viitoare, paharul sus!